Evanghelie citite de astăzi la Sfânta Liturghie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei și la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, au fost urmate de Sfinții și Martirii noștri, mai ales în primele veacuri creștine, veacuri care au dat cei mai mulți Sfinți. E vorba de cele patru veacuri creștine, 1, 2, 3 și 4. Dacă vechile pilde de credințe ne spune în actele martirice care mărturisesc Harul lui Dumnezeu, lucrează la zidirea sufletească a omului, au fost păstrate în scris, iar prin citirea lor ca printr-o reprezentare a faptelor, și Dumnezeu să fie cinstit și omul întărit.